În spatele tuturor problemelor pe care le aveau, crescătorii de vite urmăreau profituri uriașe. Pentru prima dată în istoria lumii, creșterea animalelor a devenit o mare afacere. Pe la 1880, numai pe pășunile din nordul Texasului pășteau numai puțin de 11 milioane de vite. Odată ce pământul pentru pășunat era luat în posesie, exploatarea acestor cireți gigantice avea nevoie de o constantă infuzie de bani, deci de investitori. La fel cum Goodnight l-a găsit pe Adair, așa și ceilalți baroni au început să-și găsească proprii lor îngeri, care adesea erau tratați ca o nesfârșită resursă de exploatat. Și ca de obicei, baronii nu-și făceau probleme cu eticheta și morala. Capitalul englez a produs cea mai impresionantă fermă dintre toate și anume XIT of Texas, în zona Panhandle, la vest de Goodnight, acoperind cam 3 milioane de acri și s-a folosit atât de multă sârmă ghimpată, încât au trebuit să cumpere clești de tăiat sârma pentru fiecare căruță. Întinsă de-a lungul a 320 de kilometri, la granița Texasului cu New Mexico, ferma XIT ocupa părți din 10 county, cum sunt numite în regiunile administrative în Statele Unite, aveau angajați 150 de cowboy care călăreau 1000 de cai, conduceau o ciradă de 150.000 de vite și marcau 35.000 de viței pe an. La sfârșitul anilor 1880, XIT avea partener un alt concern. Au făcut un al doilea complex de ferme în prăria nordică, care era aproape la fel de mare ca și cel din Texas, dar acest complex de ferme din Montana se întindea pe o suprafață de 320 de km lungime și 120 de km lățime, între râurile Yellowstone și Missouri. Un foarte lung drum unea cele două ferme. Cu toate acestea, cirezile XIT traversau numai puțin de 7 state. Texas, Oklahoma, Colorado, Nebraska, South Dakota, Wyoming și Montana, pe drumul dintre cele două pășuni. Aceasta era un soi de siguranță pe care mulți baroni și-o doreau. Într-adevăr, era o mândrie în vocea managerului XIT, A.G. Boyce, când la ferma din Texas s-a transmis cowboylor ceea ce avea să fie cea mai lungă serie de marșuri care a început să și s-a sfârșit pe o proprietate privată. Țineți ochii cu spre Steaua Nordului și mergeți drept înainte până ce îți uzi picioarele în apele lui Yellowstone River, spunea A.G. Acum... Tu trebuie stomatologie, zici? Nimica. Vezi, următoarea piesă este o piesă care a rupt inimile multor fete din țara românească. Acum acele fete sunt femei măritate, unele dintre ele sunt chiar pensionare. Că în 10 ani se întâmplă multe. Că vorba aia, țineți minte că mamă ce a avut Elvis Presley, dar toate acum sunt babe, cum a putut să interpreteze la așa ceva. Dar piesa a rămas. O piesă tare frumoasă, o piesă sensibilă, o piesă la bășcălie, de fapt, ca să vă spun pe aia dreaptă. Nu sunt de vină. Bun, perfect. N-am văzut-o de mulți ani, dar pentru că atât de tare plângea și afară ploua, am chemat-o în casa mea. I-am făcut și eu cafea, dar dintr-o dată tu pe ușa ai intrat și ai văzut-o în pas. Te-ai supărat, dar totuși vreau să-ți
loc și el.